ne pune în față mai multe teme profunde la care ar trebui să medităm. Sigur, toate concentrate în cele din urmă la Sfânta Cruce. Pentru că astăzi ne aflăm în Duminica Sfintei Cruci, cea din mijloc Apostolului Mare, la care se adaugă Săptămâna Pătimirilor. Cântările, de asemenea, sunt specifice, ați văzut. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta o lăudăm și o slăvim. În loc de cântarea generală și foarte obișnuită nouă, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prima frază ne cheamă la meditația urmării lui Hristos, care se face prin cruce. Cea de-a doua frază ne arată faptul că viața noastră are valoare dacă o raportăm la Dumnezeu. Și că viața noastră înseamnă, în primul rând, sufletul. Și dacă noi ne vom pierde viața pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia Lui, atunci o vom câștiga. A treia frază ne cheamă la mărturisire. Să-L mărturisim pe Dumnezeu prin viața noastră și Dumnezeu, ca răspuns, și El va mărturisi pentru noi. Atunci când va veni în slava Sa cu Sfinții Îngeri, adică la sfârșitul lumii, la judecata universală, când se va decide pentru veșnicie locul pe care noi ni l-am pregătit din această viață. Iar ultima frază este o cheie care rămâne o taină, însă la care putem răspunde în parte. Spune Mântuitorul Iisus Hristos că sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor vedea moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Au trecut 2000 de ani. Noi nu cunoaștem încă pe cineva care să fi trăit atât dintre oameni. Și totuși, acest cuvânt are o rezonanță și un înțeles duhovnicesc, de asemenea, foarte profund. Tâlcuirea mea la acest verset este următoarea. Gândiți-vă dumneavoastră că liturgia de astăzi, de pildă, am început-o cu binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci Sfânta Liturghie este împărăția lui Dumnezeu care vine cu putere și ne stă înainte. Și dacă participăm la ea în mod plenar, atunci noi nu vom gusta moartea, pentru că împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, avem viață și prea plin de viață. Însă toate acestea, vă spuneam, conjugate cu Sfânta și de viață făcătoare cruce. Ziceam de acest tropar, crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta o lăudăm și o slăvim, că ar trebui să înțelegem, și acesta este înțelesul adevărat al Duminicii de astăzi, dar a fiecărei sărbători a Sfintei Cruci, pentru că ele sunt mai multe. Avem și o Vinere Mare, nu? Avem și Ziua Crucii, în 14 septembrie. Și oricum, în fiecare vineri ne aducem aminte de Sfânta Cruce, respectiv de răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Deci înțelesul acestui îndemn este că nu putem despărți Sfânta Cruce de momentul triumfal al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Nici nu poate fi înțeleasă Sfânta Cruce fără înviere. Și poate că nici învierea, fără să înțelegem taina Sfintei Cruci. Pentru că prin cruce, dragii mei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat felul în care El și-a asumat întreaga umanitate. De aceea, vă spuneam și în alte împrejurări, că Iisus Hristos a identificat cu Sfânta Cruce, pentru că El este semnul asumării totale. Și de aceea noi ne adresăm în acatistul Sfintei Cruci ca unei persoane. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! Deci ne adresăm ei ca unei persoane. Pentru că noi atunci când vedem Sfânta Cruce sau ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, întotdeauna gândul nostru, mintea noastră, inima noastră și semnul în sine îl conștientizăm ca prezență nemijlocită a Dumnezeului nostru, respectiv a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. De aceea, semnul Sfintei Cruci are o mare importanță și când ne însemnăm cu El, pentru că întipărim pe trupul nostru și în ființa noastră, nu pe altcineva decât pe Cel care este răstignit pe ea. De aceea și cuvântul Evangheliei de astăzi, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. De fapt, este ceea ce a săvârșit Domnul Iisus Hristos în chip de plin. El s-a făcut ascultător Tatălui Său până la moarte. Și ce fel de moarte? Pe cruce. S-a lepădat de sine pentru că s-a deșertat de slavă. A devenit asemenea nouă oamenilor. Și a asumat firea omenească. Ce înseamnă asumare, ziceam, cruce. Și a luat crucea sa. Și a urmat cuvântului Tatălui. Vedeți că urmarea lui Hristos înseamnă și ascultare. S-a făcut ascultător Tatălui până la moarte și încă moarte pe cruce. Raportat la noi, este vorba doar de crucea noastră? Lepădarea de sine implică doar persoana noastră? Urmarea lui Hristos înseamnă că în chip singular, egoist, egocentru, egolatru, vrem să fim în urma și împreună cu Hristos? Nu, dragii mei. Această imagine pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o pune în fața ochilor duhovnicești este imaginea Lui personală. Și noi în felul acesta trebuie să privim urmarea lui Hristos în ceea ce ne privește, cel ce voiește să vină după mine. Știm din Sfintele Scripturi ale Noului Testament că nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Cel ce voiește să vină după mine înseamnă că prin alegerea lui Dumnezeu noi suntem cu toții chemați. Și chiar dacă nu reușim să mobilizăm
Dacă unul fiecare reușește, în el însumat este întreg universul, precum noi facem parte din univers, universul face parte din noi. Cosmosul întreg, dacă vreți. Sunt legături indisolubile. Este potențialul omului de care a profitat la maxim Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, a devenit asemenea nouă. Foarte este greu de înțeles, dar acesta este înțelesul. Că noi, prin opțiunea noastră, tragem după noi o lume întreagă. Însă de cele mai multe ori ne lăsăm noi trași de lumea care se duce de râpă. Nu merge în direcția bună. Știm prea bine acest lucru și dumneavoastră îl simțiți. Și este aici un înțeles foarte profund pe care eu l-am trăit adesea, dar l-am descoperit și la dumneavoastră. Sunt perioade din viața noastră când ne simțim copleșiți din calea afară, împovărați și nu găsim explicație. Pentru că nouă ni se pare că toate sunt în regulă, toate sunt în echilibru și n-am făcut ceva greșit sau grav ca să mă simt în această stare. Și înțelesul este acesta, vedeți, că pe umerii noștri atârnă o lume întreagă. Și atunci când ne simțim copleșiți și când ne dăm seama că povara nu este a noastră, trebuie să intervină rugăciunea pentru întreaga lume, asumarea acestei poveri, precum Hristos a asumat lumea întreagă. De aceea, în acele momente, nu trebuie să deznădăjduim. Este o șansă din partea lui Dumnezeu care ni se oferă să fim în urma lui Hristos cât mai aproape de El, dinpreună cu El, sub aceeași cruce. Deci este o șansă. Și ea se rezolvă prin rugăciune, prin rugăciunea pentru întreaga lume. Și în încheiere aș vrea să vorbesc și despre Sfânta Cruce în înțelesul ei ontologic, duhovnicesc, profund. Pentru că sunt elemente în Sfânta Scriptură care ne îndeamnă să o facem ca într-adevăr să ne asumăm Sfânta Cruce cu Hristos răstignit pe ea. Pentru că Hristos și-a asumat crucea cu noi răstigniți pe ea. Noi să ne asumăm Sfânta Cruce cu Hristos răstignit pe ea, pentru că Hristos și-a asumat crucea cu noi răstigniți pe ea. Prin asumare, vă spuneam. Suntem la mijlocul postului. Și avem o Duminică a Sfintei Cruci, în mijlocul postului, în mijlocul bisericii, avem Sfânta Cruce. Hristos a fost răstignit în mijlocul zilei, la amiază. Hristos a fost răstignit în mijlocul a doi tâlhari. Crucea a fost înfiptă în locul căpățânii pe Golgota, unde se socotește a fi centrul pământului. Iată, dar, câteva imagini
pe care le găsim și care ne duc cu gândul că atunci și când ne însemnăm cu Sfânta Cruce, și când ne aflăm în preajma ei, și mai ales atunci când ne-o asumăm, ne situăm în centru Pământului, în centrul Universului. Pentru că unde este Dumnezeu, acolo este mijlocul, acolo este centru. Pentru că din mijloc El reușește să pună în mișcare tot ceea ce înseamnă făptură văzută și nevăzută. Și din mijlocul Universului, El reușește, iată, Dumnezeul Fiul, răstignit pe lemnul crucii, să îmbrățișeze, să adune întreaga făptură. Sunt imagini duhovnicești, dar ele au înțelesul de care vă spuneam. Și iată ce spune de pildă un tropar, pe care l-ați auzit și îl veți mai auzi zilele acestea. Mântuire ai lucrat în mijlocul Pământului, Hristoase Dumnezeule. Pe cruce ai întins prea curatele tale mâini, adunând toate neamurile cele ce grăiesc, Doamne, slavă ție! Vedeți? Hristos în mijlocul Pământului, cu mâinile întinse, adunând, îmbrățișând toate neamurile. Și mai departe, un alt tropar ne spune: întinsu-ți ai palmele și ai unit pe cele despărțite de demult, iar cu înfășurarea giulgiurului și cu mormântul, Mântuitorule, ai dezlegat pe cei legați, adică inclusiv pe cei din morminte. Și eu m-aș duce cu gândul și mai la adânc. Deci, dragii mei, crucea pentru noi creștini are o însemnătate capitală, deosebită. Și ea stă în mijlocul existenței noastre. Iar noi suntem structura ei. Structura trupului nostru este semnul Sfintei Cruci. Pe această structură a clădit Dumnezeu pe Adam cel dintâi, care nu s-a lăsat răstignit, ci ispitit. Dar prin Adam cel nou, care s-a lăsat neispitit, răstignit, noi, oamenii, ne-am mântuit. De aceea crucea este esențială. N-avem voie să gândim, da, păi să și facem, să renunțăm la această putere a Sfintei Cruci, pentru că este puterea Fiului lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Renunțând la cruce, renunțăm la El. Precum renunțând la Maica Domnului, renunțăm la Fiul ei, cel iubit. Să nu fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.